Scopul întâlnirii a fost acela de a lămuri unele aspecte referitoare la exproprierile care urmează a fi făcute pe raza comunei Racovița pentru construirea centrului de întreținere și coordonare Cornetu. Am organizat această întâlnire la care este prezent și prefectul județului Vâlcea. O întâlnire importantă, zic eu, pentru că suntem într-o perioadă în care se pot face anumite, să le zicem, îmbunătățiri, ajustări. Prin urmare, o să vă rog, domnul primar, să spuneți ce problemă ați identificat. Eu, discutând cu constructorul, spune că poate modifica clădirile din centru de întreținere să nu mai afecteze locuințele, pentru că intră în multe proprietăți. Adică le ia terasele oamenilor, grătarele, butelile de gaz, le lasă doar casa. Dacă constructorul a fost de acord și îi spune că poate, dacă CNAI-ul avizează documentația, învârte clădirile astea mari invers, că e câmp destul și nu mai afectează locuințele. Asta e problema. La momentul acesta, în baza solicitării dumneavoastră, ce putem noi să facem în primă fază este să le facem dânșilor o solicitare oficială. Să analizeze, raportat la ce am avut prins în proiect, care sunt implicațiile sau schimbările pe care le presupune această solicitare. Trebuie să vedem, atât din punct de vedere tehnic, dacă au constrângeri sau nu, pentru că au anumite normative în baza cărora trebuie să proiecteze acest centru de întreținere și coordonare. Clădirile trebuie să ocupe o anumită suprafață, la fel cum spunea și dânsul, cu depozitul de sare, cu depozit de cloruri, și să vedem suprafața de teren afectată și care ar fi, dacă sunt sau nu, că n-aș putea să mă pronunț la acest moment, implicații financiare rezultate în urma reproiectării centrului de întreținere sau nu, sau dacă trebuie să obțină avize suplimentare, probabil dacă sunt în zonă de ținători de utilități care vor fi afectați prin mutarea, translatarea centrului de întreținere și coordonare. Ca atare și în traducere pentru toată lumea, această chestiune este posibilă cu îndeplinirea și cu, până la urmă, analiza, cu încadrare legală, din punct de vedere al funcționalității, astfel încât să respecte normele tehnice și legale în vigoare. Plus că, după cum știți, avem un contract finanțat din fonduri europene și trebuie să avem foarte bine justificate toate modificările pe care le aducem proiectului, care eventual ar avea anumite implicații financiare și în fața comisiei, în fața tuturor entităților care ne auditează. Vă propun să trecem la treabă și printr-o comunicare foarte bună pe care să o avem cu constructorul, cu autoritatea locală, să parcurgem acești pași necesari pentru toată lumea. În urma discuțiilor purtate miercuri, 7 septembrie, s-a stabilit ca proiectantul să transmită în termen de 3 săptămâni o nouă soluție de proiectare pentru obiectivul respectiv. Reprezentanții CNAIR urmând să analizeze această nouă variantă astfel încât să fie afectate cât mai puține gospodării și să respecte în același timp condițiile impuse de finanțator.